Timp gripa continuă să facă victime, bilanțul negru a ajuns la 64 de morți. Ultimul decedat este un bărbat de 51 de ani din Prahova. Bărbatul avea probleme medicale preexistente și nu era vaccinat, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Miercuri, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat oficial epidemie de gripă în România.